Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în toamna anului trecut serviciul Spațiu Privat Virtual, în care contribuabilii pot solicita, în urma înregistrării și autentificării cu username și parolă, o serie de date despre situația lor fiscală. Platforma este dedicată deocamdată persoanelor fizice, iar datele pot fi consultate 24 din 24 de ore. Categoria de acte și de informații care le pot obține contribuabilii prin acest serviciu oferit este următoarea: situația obligațiilor fiscale de plată la data de, nota obligațiilor de plată, situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de angajator, certificatul de atestare fiscală și adeverința de venit. La nivelul județului Giurgiu, doar 57 de contribuabili s-au înregistrat în sistem, 44 dintre aceștia fiind în municipiu. Numărul utilizatorilor este foarte mic, așa că reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice reamintesc utilitatea platformei online. Pe această cale lansăm un apel pentru mediatizarea la nivelul contribuabililor și conștientizarea acestora că decât să vină la ghișeu, să stea la cozi, ar fi mult mai simplu de accesat un serviciu online. Mai ales când acum foarte mulți au certificate digitale calificate, se pot simplu înrola în acest serviciu și ulterior la orice moment să-și acceseze informațiile respective. Giurgiuvenii se pot înregistra în serviciul Spațiu Privat Virtual la ghișeul unic din incinta instituției din municipiu sau direct de la sediul firmei sau de la domiciliul propriu.